Din delegație fac parte primarul Tudor Pendiuh, consilierul local PSD Cristian Gentea și directorul de la Apă Canal Ion Decher. Primarul a fost împuternicit de către Consiliul Local să semneze contractul de împrumut, deocamdată prefinanțare, pentru achiziția de autobuze în condițiile în care asocierea dintre Publitrans și firmele private expiră la 1 martie și nu mai poate fi prelungită mai mult de 2 ani. În acest timp se încearcă achiziționarea a circa 70 de autobuze în funcție și de resursele locale. Creditul de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este de 13 milioane euro. Voi semna și contractul de prefinanțare în valoare de vreo 13 milioane de euro. E de prefinanțare. După aceea urmează contractul efectiv, după ce vor mai fi parcurse alte câteva etape, pentru achiziționarea de autobuze. Știut fiind faptul că expiră contractul actualului operator, actuale asocieri, la 1 martie. Știți bine că a fost prelungit, conform directivelor Comisiei Europene, până la achiziționarea acelor autobuze. Dar nu mai mult de 2 ani. Asta prevede Comisia Europeană. Directiva Comisiei Europene. Și noi întreprindem demersurile pentru a lua un contract și pentru a lua un împrumut și pentru acele autobuze.